Cam cu stângul, domnul Sutton, să început dumneavoastră acest referendum pe care ați vrut să-l inițiați cu privire la declanșarea legilor parlamentare anticipate. CECO nu vă supărați, v-a trimis la plimbare, a invocat mai multe articole din legi, Constituție și a zis că, băieți, pregătiți-vă mai bine data viitoare. S-a încheiat istoria asta? Sau acționați în judecat? Ce urmează? Domnul Gonță, primă, eu și echipa noastră din partidul nostru au promis cetățenilor că vom lupta real cu guvernarea. Nu doar la nivel de declarație. Scopul meu, dar obligațiunea mea este ca să demonstrez cetățenilor că noi folosim toate căile și pârghiile legale. Noi am fost trimiși, cum spuneți dumneavoastră, de CEC, dintr-un punct de vedere, și așa din sect tare se bucură și aplaudă acest lucru. Dar pentru mine este, iarăși este important încă o dată să demonstrez fața reală a guvernării. Este o decizie absolut ilegală. Și cum au făcut, deci CEC-ul la noi tot ce au făcut în ultimii, nu toate, majoritatea ce au făcut în ultimii câțiva ani, demonstrează că azi deja sărât și mulți studenți de capacitățile lor care fac dreptul anul 1, anul 2. Ca și în situația cu gazul, eu merg pe toate căile legale. Chiar dacă am știut că la președinție s-a luat decizia, da, eu nu vreau să cred că oamenii care n-au treabă cu Comisia Electorală Centrală elaborează decizia. Nu credeam până la urmă și le spuneam lor în față. Și eu când stăteam cu doamna Grisco alături și mă uitam și le zic, băi, stați o leacă, dar eu pe asta o am. Eu chiar am și ce vi spune voi la vot și în bază la și voi ne interziți. Ei, nu, că dacă o aveți și de ce o cereți la noi, că nu le-am cerut originalul, dați-mi, vă rog, originalul să mă uit. Adică doar au schimbat câteva propoziții, deci 99% documentul care mi l-a transmis cineva de la președinție, voi coincis cu decizia CEC-ului. Și cel mai grav lucru este că s-a demonstrat că CEC-ul este un instrument doar care, știți cum, ca să aibă și arăta la mesager, la oameni, la televizor, de seară. Dar decizia a fost luată în altă parte, ca și multe alte decizii. Dar mă întorc la întrebarea dumneavoastră. Domnul Gonță, dacă noi vedem că se continuă tot în halul ăsta, atunci poporul are dreptul la altceva. Înțelegeți? Pur și simplu, eu și așa mă uit că la noi astăzi oricare care-i critică pe ei sau nu merge într-un pas cu ei, știi, de-am srazu, mâna Moscovei, faci jocuri rușilor, participă în război hibrid, contra statului Republicii, restul aberațiilor care vin din partea guvernării și presii care o deservești. Dar eu n-am să mă joc cu ei, să fie clar. Eu am demonstrat că noi folosim toate căile legale. Și până la urmă, a să o folosim și pe cea ultima, care tot este legală, numai cu leacă mai galajoasă, știi cum. Dar încă o dată. Deci noi... nu s-a încheiat istoria asta, mergeți mai departe. Mergem mai departe. Vreau să mulțumesc echipei noastre care acum zi și noapte, ultimele 3 zile, eu am luat o pauză de câteva zile, dar ei au muncit zi și noapte la elaborarea cererii prealabile. Știi ce au făcut am invitat? Că în timp de 30 de zile nu aveți dreptul să atacați în judecată. Dar în timp de 30 de zile puteți veniți cu cererea prealabilă tot la noi, la Comisia Electorală Centrală, ca noi să mai emitem o decizie, că cât bă nu vă dăm voi. Dar că este un referendum anticonstituțional, domnul Gonță, dumneavoastră înțelegeți că noi am vrut referendum consultativ, ca oamenii spui, vor alegeri parlamentare anticipate, ori nu. Noi n-am cerut referendum constituțional, că e altă procedură de organizare, sau chiar legislativ. Și pot să vă spun că chiar și în 2018, în 2019, când am avut alegerile parlamentare, țineți minte că a avut loc și un referendum, dacă oamenii vor 61 de deputați, da? Și dacă
și ca cetățenii să revoce deputatul. Să revoce deputatul. Iată, asta ține direct de Constituție. Dar referendumul a avut loc. Deci dacă nu inițiază Parlamentul sau Guvernul sau președintele țării, gata, atât e anticonstituțional. Dar doamna Sandu, dacă într-adevăr este președintele tuturor, ea în general nu are, încă o dată repet, nevoie de organizarea grupului de inițiative, de a face mai mult proces verbal, ea doar cu peniță. Inițiază referendumul consultativ. Deci președintele. Și vă spun eu că, domnul Gonță, le luăm pe rând, dar eu vă spun că nu o să fie cum vreau ei. Că dacă noi mergem după cum vor ei, cu părere de rău, statul Republica Moldova sigur va dispărea. Dar și reprezentanții altei părți a opoziției, hai să o numim centru, centru-stânca, nu prea au aplaudat inițiativa dumneavoastră, chiar dacă critică zi și noapte. Domnul Gonță, iată, asta este o problemă foarte mare în politica moldovenească, că nu doar nu au criticat, dar și cei delegați de blocul socialiștilor și comuniștilor la CEC au votat împreună cu PAS. Dar eu doar m-am adresat în scris, vă aduc aminte, nu doar doamnei președinta Sandu, dar m-am adresat și la toți deputații din Parlament, cu 3.000 de deputați, are dreptul să inițieze acest referendum. O 3.000. Știți cum la noi? Aha, nu, de atât că a ieșit usatei cumva să câștige tortul politic și nevajna așa și în țară să distrugă Moldova asta, dar să nu-i dăm voie la usatei. Domnul Gonță, ei nu m-a primit în Parlament cu raportul Crol 2 după ce a fugit Plahotniuc din țară? Aduceți-vă aminte, era blocul acum în coaliție cu socialiștii și am scris, beata, hai cu unul, am văzut parcă părut, uitați-vă, l-am și doi. Și acolo clar, Plahotniuc, Șor, Filat și așa mai departe. Sunt întâlnit între dânsi, nu trebuie să-l lăsăm pe usată să vin în Parlament. Nu țineți minte că a ieșit cu Hulub în conferința de presă și cu Sticu. Asta nu e rușine. Deci deoarece eu, necătând că sunt consecinți politice, că la noi oamenii nu sunt deprinși când, spre exemplu, lauzi guvernarea. Cu mie mulți îmi scriu, băi, dar de ce l-ai laudat pe Nicu Popescu? De ce l-ai laudat pe... Marcel Spătari. Marcel Spătari, de ce pe doamna Dăbija? Odată l-am laudat pe domnul director de la ASP, iar ne-o sărit în cap. Băi, dar stai că a fost problem cu Blanchet. Băi, noi trebuie să ne deprindem când cei din opoziție și cei de la guvernare fac un lucru care este ok pentru țară, trebuie să-l recunoaștem. Putem să nu-i aplaudăm. Iată, așa politică eu vreau, domnul Gonță, să fie la noi în țară. Înțelegeți? Că eu, dumneavoastră, de-a mă cunoaște și o țară întreagă, dacă să-i dau pe narătură, mai bun ca mine nu-i. Dar nu-i corect, înțelegeți? Trebuie de recunoscut. Când merită, trebuie bătus la popăneați. Când merită să fie laudați, trebuie să laudați.